O crimă pasională a zguduit Cluj-Napoca miez de noapte, orbit de gelozie, un tânăr și-a înjunghiat iubita în fața blocului în care locuia. Victima, asistentă medicală, era amenințată de cel puțin o lună de el, dar n-a depus plângere la poliție. Bărbatul a fugit imediat după crimă și a fost prins 9 ore mai târziu în Suceava, în casa părinților. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Tânăra de 30 de ani a fost găsită fără suflare chiar pe alea din fața blocului. Nici nu a apucat să intre în scară când a fost atacată de iubitul ei. Individul a înjunghiat-o de mai multe ori, iar apoi a fugit. Un vecin i-a auzit țipetele în miezul nopții și a sunat la 112, dar deja era prea târziu. Am întors-o pe spate ca să văd dacă respiră sau ceva, nu mai respira. După care a ajuns și poliția în scurtă vreme. S-au aplicat manevre de resuscitare pentru aproximativ 30 de minute. Avea multiple plăgi și mai avea un traumatism craniocerebral în zona stângă. Același vecin îl văzuse pe criminal cu câteva ore înainte de tragedie, dând târcoale blocului în care tânăra locuia. Femeia era asistentă la un spital din Cluj-Napoca și se întorcea din Suceava, de la părinți, când a fost ucisă. Scenele înfiorătoare au fost surprinse de camerele de supraveghere ale blocului, iar imaginile au ajuns și la poliție. Ceea ce pe cameră s-a reușit să se vadă, domnișoara coboară dintr-un taxi și vine spre intrarea de bloc cu bagaj în mână și la un moment dat dispar și un tip care fuge încolo și o ia pe stradă la dreapta. Criminalul are 28 de ani și a fost prins 9 ore mai târziu, ascuns în casa părinților din Suceava. Anchetatorii cred că și-a ucis iubita din gelozie. Femeia ar fi vrut să se despartă de el și așa a început să pună la cale planul de răzbunare. În ultima perioadă, individul o teroriza cu mesaje de amenințare. A avut o tinerețe prea fericită, nu a avut nici cine să o îndrume în viață, altfel nu-mi explic cum să fie intrat în relație cu individul ăsta. Faptul că o persoană primește amenințare cu moartea înainte de a fi omorâtă arată clar că acel omor nu a fost unul impulsiv și generat strict de o situație de moment în care cineva și-a pierdut controlul. Criminalul are antecedente, își bătuse și fosta iubită, iar procesul cu ea tocmai se terminase. Era condamnat cu suspendare și avea muncă în folosul comunității. În rest, nu am auzit. Belele să facă, nu. Bărbatul a fost reținut și este acuzat de omor.